tu. La Ceaușescu, da? Față în față cu Ceaușescu? Da. Hai de mine, nu. Asta n-am știut. E, și ce ai zis către Ceaușescu? Că cam repede ai trecut peste faza asta. Dar pe ce să zic? I-a spus care e situația, că nu vreau să-mi iau angajează, am atâta copii și nu atâta drept n-am în România, așa, așa. Uh-huh. Și el ce-a zis? Astăzi avem deplasare la Cluj. Se desfășoară turneul de rugby de la Cluj. Și pentru că e destul de aproape de Baia Mare, o să merem cu mașina, merem cu toții să-i facem galerie ruipistului de Victor. Acum, eu sunt un pic așa în dubii, pentru că tata și bunica mea e de la Cluj și mie nu mi-e foarte clar cu cine trebuie să fac galerie. Trebuie să fac galerie la clujeni, care au două echipe și sunt foarte bazați, sau trebuie să fac la ăștia de la Baia Mare, care și ăștia au numai o echipă, dar e echipă tare. Așa că scrieți-mi voi în comentarii care-i treaba, ce mă sfătuiți să fac? Că eu aș ține și cu Victor, dar el e foarte sigur pe el și atunci poate nici nu-i nevoie să-i fac eu lui galerie. Drept de Victor? Mm-hmm. Ce treabă are el? Și pentru că suntem youtuber, vă luăm alături de noi în călătoria asta să vedem ce o să se întâmple interesant. Deocamdată ne-am oprit în Șoncuta la brutărie și ne-am luat câte ceva de ronzăit că să nu merem pe stomacul gol. Pentru că merem la Cluj, merem un pic mai devreme și vreau să o vizitez și pe bunica, să vedem dacă o să fie de acord să ne dea un interviu, pentru că bunica mea e de aia care lasă mamă, că nu trebuie, nu mă interesează pe mine să fiu filmată. Dar o să insist eu, așa sper să o conving, pentru că bunica e un personaj foarte negativ. Negativ. Bunica nu e un personaj negativ. Bunica e un personaj foarte interesant așa și așa original din zona Clujului, comuna Chinteni, sat Măcicașu. Măcicaș, nu știam noi. Bineînțeles că nici n-am ieșit din Maramureș și copiii ăștia deja vreau la WC, așa că ne-am oprit într-un loc pitoresc să vă arătăm și vouă, cei care nu sunteți din Maramureș, un loc minunat la ieșirea din Maramureș. Se lucră, se ară și avem un peisaj fantastic. Poarta maramureșană. Pare să fie făcută recent. Uite. Pe mine mă fascinează în mod special piatra asta pentru că este din, cred că în comuna bunicilor mei și în zona asta, câteva zone. Eu am rămas cu memoria bunicilor mei când eram mici, crescut la țară cu case, șure și case din piatră din asta și mă fascinează foarte mult pentru că n-am văzut în foarte multe locuri chestia asta. Uite, asta pare să fi fost ceva moară, dacă nu mă înșel eu, pentru că se vede acolo o structură de lemn. Se vede o structură de lemn și aia cred că e piatră sau ceva roată. Dar uitați ce frumoasă e piatra asta îmbinată la o construcție veche. Cred că nu-i foarte greu de cioplit piatra asta, dar e și cam casantă și cam se erodează. Numai că, uite, zidită cu lut. E o construcție care o ținut probabil câteva zeci, poate chiar spre 100 de ani. Sigur că nu mai fost îngrijită și acoperișul a căzut. Însă, în partea asta la altă, văd că cineva o refăcut pe același stil, o casă foarte, foarte frumoasă. Și sperăm că proprietarul, care nu pare să fie aici, să nu fie deranjat că îi filmăm căsuța. Uite tu ce frumosă e! Cerdac, piatră, uite dalele de piatră de la Scărce Mare, ce faine! În următoarea comună era o carieră mare de piatră. Stai un pic, că vin și eu.
În următorul sat, cred, în Sânt Martin, este o carieră, nu știu dacă mai e deschisă, carieră de piatră din asta. Și uite ce frumos e prelucrată și privită, refăcută, nu știu, pare să fie făcută recent, după cât e de bine îngrijită. Sau să fie veche și doar să fi fost curățată de tencuială, de mortar. Foarte interesant oricum. Îmi place, uite tu, mâna Maicii Domnului. Foarte bătrână, ca și la Peleș am văzut așa ceva, așa-i? La Peleș am văzut, sau nu, la Bran? Nu, la Peleș era... La Bran. Nu, la Bran la era... Bran, nu era mâna Maicii Domnului, era din aia cu mare mami. Glicină? Glicină, da. La Bran era glicină. Foarte, foarte frumos. Uite acolo, ia, chiar sub deal. Sub dealul ăsta de Salcân. O curte mică a avut omul. Dar probabil că și asta o ținut tot de ei. Na, în fine, uite, o căsuță cochetă. Chiar faină. Hai să vedem cum arată din partea asta. Eu cred că asta e o casă emblematică a Clujului, cel puțin în partea asta. Foarte frumos. Uite și fundația, hai să vezi. Uite fundația, acum e scos un pic în afară și pare să fie din piatră un pic diferită. Uh-huh. Tot de același soi, dar cred că mai... Și uite aici, construită în deal. Șura. Ce fain! Hai să vezi de... Păcat de geamul ăla de termopan pus acolo. Acolo la piatra. Ce era? Ce pasă? Ia uite asta ce fain e. Wow. Uite la asta ce frumoasă e. Ce frumos e lucra lemnul. Și tot din piatră. Minunată. Păcat. Păcat că n-a fost construită. Păcat că n-a fost întreținută. O bijuterie de casă. Aici ai Sânt Martinul, casa cu care, satul cu cariera de piatră. Toate casele astea care sunt pe stil vechi sunt făcute din piatră. Acum 40-50 de ani. Unele sunt tencuite, dar tot ce se vede aici, ce nu e din cărămidă arsă, e din piatră. Piatră calcarosă. Garduri, grajduri, șure. În 300 de metri, virează la stânga. Mi se pare totuși că piatra asta nu e așa de rezistentă structural. Sau nu au avut fundații bune casele. N-au prea avut fundații. Virează la stânga. Ia cooperativa satului s-a distrus, uite-te tu. Aici ce stăteam... Cooperativa... În 700 magazin. Magazinul să ține dreapta. Na, am ajuns un mășcaș. Ia uite aici o casă mare. Asta e făcută recent. Ia de școală.
Satul ăsta mi se părea atât de mare când eram mic și acum când mergi cu mașina, dacă încep să numeri casele, ce s-a aici? Nici 100 de case. Uite, aici în partea stângă vei vedea conacul boieresc. Îi zice la curte. La curte în Mășcaș Horician. Și acolo era conacul boieresc. Ceva jidovi. Vezi beciul ăla în deal făcut? Și bocotanul stătea acolo. Nu știu dacă se vede că nu... În 300 de metri. Ține dreapta. Să văd dacă e deschis la magazin. Ia orice la bunica. De ce mai este magazin în sat? Ia cine era un magazin. Haideți repede, copii, să o salutăm pe bunica. Cred că i-o veni și la Arad. Hai să dai. Pupă, mă, pe bunica ta, mă! Ce faceți? Am ieșit afară să merg să arat. Am ajuns la bunica și tocmai se lucre cu tractorul. Ulai, Doamne, ce pământ fain aveți aici. Că la noi e Maramureș, e bulgăros, am unii orașii nouă. Fai, ai, ai. Fain. Mă, nu știu dacă argilos sau cum îi zice. Dar întotdeauna m-a fascinat pământul de aici din Mășcaș. Și când eram copil, dealul ăsta parcă ce mare era. Grădina, așa e? Da. Țin minte într-o vară, într-o iarnă cu Sami, o lua ceva scânduri, tătă o sculpta pe ele o zi întreagă și au făcut niște schiuri și vai de mie ce viteză prindeam pe dealul ăsta în jos. Da, când ești copil, toate sunt mari. Exact. Na, mă, Victor, ai ajuns la bunica ta, mă! Ia uitați, asta a fost magazia sătească. Și s-au vândut prin anii 2000. Cred că cu 25 de milioane de lei vechi, undeva la... Bine că banii atunci aveau altă valoare, dar foarte, foarte jos prețul a avut. Doar construcția asta de piatră, acoperișul era rău atunci, s-a renovat, l-a mai pus omul la punct. Dar structura de lemn era și lipseau niște țigle pe aici, colo. Uite ce construcție faină. Dar de bolul să vreau să mulg și o cană de lapte cu mai mult studiu a noi. No, fii atent că te-o trage la răspundere să vii. Viu cu mașina, ori îmi vorbi cu mătușa să vii până acolo, să o vezi, da. Să o mulgi, dar nu ziceam că nu mă prind eu de tâță, că mă chem de ele, mă. Fii atent că bun, i-am scris pe Facebook povestea aceea că, nu știu dacă știm Natalie, într-o vară ne-am trezit cu bunica la etajul 4. Avea vreo 50 de ani, cred că, atunci. Numai în casă, cum eram noi, numai bate cineva la ușă, pe când deschidem ușa bunii. Și nu era singură, că avea și doi saci de cartofi lângă ea. Ba unul, cred că avea. N-o zice, du-te jos, că mai este un sac. În orag, mere, în orag. Cine ai adus atunci? Un sac de mere, un sac de cartofi, o plasă, ce și-o mai adus? Ce-am putut, nu m-au venit. Ce-am putut, un darab de slănină, un darab de... de nu știu ce.
și a venit cu trenul. Și noi atât am tras de limbă, atât am... Bunică, dar cum? Hăpa, m-a descurcat eu, că m-a rugat de unul să mi-l pună în tren, de altul să mi-l coboare, altul să-l pună în taxiu și numai... Nu a zis la nimeni, numai ne-a trezit cu el la etajul 4. Da, săracă a fost descurcăreațul. Dacă nu fost la București. La București, nu știu, la Ceaușescu, dar la Ceaușescu a fost la București. Serios? Se ia la jeză pe fică, Savana. Da, că Pănițuca nu a vrut să o primească în servici, că... că ce nu avea buletin de Cluj și atunci s-a angajat numai cu buletin de Cluj. Și... i-a dat cineva repartiție, dar pe când s-o angajează nu o primit. Și m-am luat și m-am dus la București, am stat acolo de până am intrat la împăratul. La Ceaușescu, da? Față în față cu Ceaușescu? Da. Hai de mine, nu, asta n-am știut. La toată eu zis, dă-mi că du eu scrisoară, ce nu, no, că nu dau. Nu, asta, aduc eu, eu o duc. Și așa știi cum ce. Și așa am făcut, am mers și am fost și am rezolvat și apoi, pe când am venit înapoi, iar am băgat ceva motive, poftim, aici e angajarea. Aici ai de la Ceaușescu. Partitia, de la... E, și ce ai zis către Ceaușescu? Că cam repede ai trecut pe asta faza asta. Dar pe ce să zic? I-a spus care e situația, că nu vreau să-mi ne angajează, am atâta copii și nu atâta drept n-am în România, așa, așa. Uh-huh. Și el ce-a zis? Da. Eu am făcut scrisoare și că trebuie să o angajeze. Și apoi o angajam, am venit aici și... Aici iară nu au vrut și le-am arătat hârtia. Nu putut da înapoi. Și apoi nu putut da înapoi și apoi m-a angajat. Na, mai du-te amul la președinte, vezi, mai ajungi cu faza asta. Deci bunică, dumneata ai fost prietină cu Ceaușescu. La Ceaușescu am fost prietină și cu câinele când tu trebuie să rezolvi ceva. Te-ai descurcat și nu te-ai lăsat mai ales. Aia, vezi tu cu cine seamăn eu? Da. De-aia ne vină o rădăcinile. Da. Da, da. No, bunii. Te așteptăm să visăm mult fi Volcea. Drum bun. Că nu mai am câteva luni. Pe la primăvară, ori eu am vorbit cu ei, ori veni eu pe lucrară. Adă-i Vivolița aici, Dani. Adă-i Vivolița. Și lasă-o la noi și abia și mulșesc.